cu îngrijire și întreținere corespunzătoare, roșiile oferă o mulțime de fructe proaspete, suculente. Cu toate acestea, dacă observați modificarea culorii frunzelor de tomate, acest lucru ar putea semnala o mică problemă, cum ar fi fluctuațiile de temperatură sau o problemă mai gravă, cum ar fi o infestare. Plantele de tomate preferă vremea caldă și nu ar trebui să fie plantate în aer liber până când temperatura nu rămâne la 18 grade în mod constant. Plantarea roșiilor într-un mediu prea rece poate face ca frunzele plantelor tinere să devină albastru sau mov-violet. Chiar dacă în timpul zilei temperaturile sunt calde, nopțile prea reci pot duce la frunze violete și ondulate. Aceasta este în general o problemă pe termen scurt, dar poate încetini creșterea plantei de roșii. Dacă răsadurile au culoarea mov, aceasta înseamnă un deficit de fosfor, un deficit de magneziu. Când acestea lipsesc, frunzele pot prezenta o nuanță violet sau maro. Le puteți administra un îngrășământ natural din coș de banane sau coș de ceapă.